Bună seara, bine v-am găsit! Unii dintre dumneavoastră își amintesc, poate, motoul emisiunii noastre, și anume, lumea în care trăim depinde și de felul cum discutăm despre ea, de calitatea dialogului dintre noi. E bine, dialogul este tema emisiunii noastre de astăzi. Despre dialog vom dialoga, mai bine zis, cu invitatul pe care vi-l prezint imediat, în ideea că dialogul este, în mod evident, fundamentul existenței umane, fundamentul devenirii umane, dacă putem spune astfel, poate ignorat însă. Socotim, ne referim la multe aspecte în ceea ce privește individualitatea omului în ansamblul creației, dar poate că nu de suficiente ori insistăm asupra dialogului ca fundament al evoluției, al dezvoltării ființei umane, pentru că, evident, există o devenire, există o evoluție a ființei umane și respectiv a societății în care trăim. Așadar, despre dialog ne propunem să discutăm astăzi în compania invitatului meu, pe care vi-l prezint îndată. Este vorba despre domnul Luigi Bambulea, un tânăr strălucit reprezentant al generației academice noi, lector asociat la Universitatea de Arte din București, cercetător la Muzeul Național al Literaturii Române, tot din București, și de asemenea redactor șef al revistei Verso, o revistă care apare la Cluj și a cărei colecție o avem aici și asupra căreia sper să revenim spre finalul emisiunii noastre. Domnul Bambulea, invitatul nostru, este licențiat în filologie, în teologie și în istoria artei. Este o formație multidisciplinară care îl face pe domnul Bambulea într-adevăr să fie apt pentru o abordare așa cum ne dorim de largă cuprindere. Domnule Bambulea, bine ați venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă fiu alături, mai ales la început de an. La început de an și pe o temă, cum spun, de bun augur, aș spune, într-un nou an. Da. Tema dialogului, pentru că dialogul este, cum spuneam, la baza tuturor lucrurilor, dacă o luăm așa, chiar din cele mai vechi timpuri. Și aș începe să, printr-o întrebare, printr-o rugăminte pe care vă adresez, să ne spuneți în ce mod dialogul poate fi socotit un fundament al existenței umane, într-un fel, și un element care îi dă omului categoric specificitate absolută în ansamblul. Da. Tema pe care mi-ați propus-o și pe care o propuneți celor care ne urmăresc nu este lipsită de riscuri, deși sunt și eu în asentimentul dumneavoastră, și anume că este foarte de bun augur, pentru că paradoxul face ca tocmai într-o societate care comunică foarte mult, dialogul să nu mai reprezinte, să zic așa, un atu al existenței noastre colective, al existenței noastre comune, al existenței noastre în comunitate. Noi suntem mai mult colectivități decât comunități și mai mult comunități decât comuniuni. Nu vreau să fac o critică a societății contemporane, pentru că toate contemporanitățile s-au simțit la fel de prost. Nu doar a noastră, și un argument în acest sens îl reprezintă literatura, să zicem, de frontieră din toate epocile, jurnale, memorii, corespondență, în care este atestată această insuficiență, în care este atestat neajunsul structural al comunităților. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum, ci să atrag atenția celor care ne urmăresc că dificultatea acestei teme provine în primul rând de acolo că a dialoga despre dialog te obligă să dai un exemplu. Te obligă să ilustrezi tu însuți care sunt oportunitățile, perspectivele și eventual performanțele, excelența la care ar trebui să ajungă dialogul. Nu știu dacă sunt eu cel care poate să ilustreze oportunitățile și șansele la care trebuie să ajungă acest mod de manifestare a ființei umane, dar în același timp, vedeți, o astfel de temă, tocmai prin generalitatea ei, riscă să ne trimită spre generalizări, riscă să ne trimită spre eventuală filosofeme facile sau spre ceea ce eu numesc, obișnuiesc să numesc prin profunzimi previzibile și pe care mi-aș dori să le evităm. Apoi, mai este ceva. În ciuda aparențelor, par un tip destul de, în largul său, în actul comunicării, eu iubesc tăcerea. Și
Și dumneavoastră m-ați găsit tocmai pe mine să vă vorbesc despre dialog, cu toate că eu cred că adevăratele dialoguri se nasc din martăceri și că, așa cum zicea un teolog și un totodată spirit imens al secolului trecut, care a fost fericitul Vladimir, monseniorul Vladimir Ghica, abia tăcerea dă ecou cuvintelor și numai cuvintele care ies din tăcere au umbră și tridimensionalitate. Și poate tăcerea dospește dialogul de calitate. Ca pe o pâine de bun gust și hrănitoare. Da. Deci substanța, cu alte cuvinte, substanța unui dialog provine din aceea că în spatele lui există o preistorie a cuvântului care este tăcerea. Pe de altă parte, mi-aduc aminte, acum sigur că îmi permit să fac și niște trimiteri către unele texte, nu vreau să fiu prețios, dar suntem la o emisiune culturală. Unul dintre ultimele dialoguri filosofice ale Europei culte, care aparține lui Paul Valéry, Eupalinos, începe cu o mulțumire pe care Socrate o adresează unui partener de dialog pentru tăcerea lui sau pentru faptul că i-a respectat tăcerea. Și Socrate și partenerul lui de dialog se află pe celălalt mal al râului Ilisos, ei sunt surprinși într-un dialog postum, în dialogul de dincolo de moarte, și Socrate începe chiar și acolo prin a mulțumi pentru tăcere. Și atunci când se întreabă unul pe altul dacă văd paradigmele, dacă văd lucrurile, și unul dintre ei răspunde că nu vede încă deslușită forme ideale, celălalt îi spune, poate nu ai murit îndeajuns. Ei bine, și acesta este preambulul unei discuții, așa cum o văd eu despre dialog, trebuie să murim îndeajuns, punem ghilimele, pentru a putea să ajungem la fundamentele dialogului, adică trebuie să ne descălțăm, suntem la o televiziune cu profil teologic și religios și pot să fac apel la acel moment din Cartea Ieșirii, sigur, precum Moise pe Muntele Sfânt, să ne descălțăm, fiindcă ne aflăm în preajma structurilor elementare ale ființei umane. Și acum, dumneavoastră m-ați întrebat, și răspund acum frontal întrebării dumneavoastră, în ce fel dialogul se situează la fundamentele umanității. Chiar noțiunea de dialog ne arată, ne oferă calea pentru un răspuns edificator. În ce fel? Vedeți, cuvântul acesta, dialog, este compus din particula dia și din substantivul logos. Sigur. Această particulă dia nu trebuie confundată cu duo, cu doiul, și nu. S-au făcut speculații de dialog și trialog. Nu, acesta este sensul corect și etimologic al noțiunii. Dia înseamnă este între. Exact. Între. Și între stabilirea și dialogul unei relații, da, între. Cu alte cuvinte, un interval. Ca să folosim noțiunea preferată de către Andrei Pleșu și pe care și-a construit angelologia, teoria intervalului și minima morale înainte de angelologie. Suntem în interval cu dialogul, dar nu pe un interval care ne suspendă la infinit între lumi, ci ne aflăm pe orizontul în care fuzionează două conștiințe. Fuziunea orizontului este un alt concept pe care îl preiau, nu mi-aparține, de la un celebru hermeneut al secolului trecut, de la Paul Ricoeur. Dialogul este constitutiv pentru ființa umană pentru că acest dia pe care îl deschide cuvântul dintre două persoane este tocmai orizontul în care se întâlnesc conștiințele lor. Aceasta este o explicație, să zicem, existențialistă pe care o putem oferi noțiunii de dialog și prin care putem să arătăm în ce fel dialogul e constitutiv ființei umane, fiindcă ființa umană există în proiecție, ființa umană ne-a învățat fenomenologia de secol 20 asta, ființa umană există prin ieșirea din ea însăși, prin această tensiune de întâlnire cu celălalt, și această tensiune se împlinește tocmai în măsura în care noi parcurgem acest interval care este indicat de particula dia din noțiunea de dialog. Deci cred că este demonstrat chiar pe linie etimologică faptul că dialogul se află în structurile ființei umane. Apoi există și alte perspective, sigur, ceva mai, să zicem așa, puțin prețioase sau puțin pretențioase sau mai puțin, mai nu atât de stringent filosofice, care demonstrează că dialogul este constitutiv ființei umane. Să zicem o perspectivă mai întâi pragmatică, plecând chiar de la acea subdisciplină a lingvisticii sau acel tip de lingvistică aplicată care este pragmatica. Cu siguranță proto-strămoșii noștri, care n-aveau poate, da, conștiința de sine așa cum o înțelegem noi astăzi, da, dialogau deja, sigur, nu? Deci sigur. Nu s-a putut constitui nici cea mai veche formă de comunitate sau societate fără dialog. Fără dialog. Deci și pragmatica susține această observație a dumneavoastră, în sensul în care noi construim realitatea prin limbaj și o verificăm prin raportarea limbajului nostru la limbajul celorlalți. Realitatea nu este doar subiectivă,
dar nu este nici doar obiectivă, ea este intersubiectivă, este ceea ce în epistemologia mai recentă se exprimă prin ideea că realitatea este intersubiectiv testabilă și dialogul este acela prin care este acel tip de comportament prin care, în sens pragmatic, noi verificăm, o construim și o verificăm alături de ceilalți. Da. Vă întrerup acum pentru că ne-ați făcut o prezentare cât se poate de substanțială și de fertilă, aș spune, ca punct de plecare. Și acum vă propun un traseu, mă rog, al discuției noastre pentru a ajunge cumva de la începuturi până la situații mai actualizate. Mm-hmm. Filozofia, apariția filozofiei propriu-zise ca domeniu, domnule Luigi Bambulea, implicit, deci în instalarea conștiinței de sine a ființei umane, au favorizat și au dat un nou avânt dialogului. Și aș vrea să ne oprim puțin și la acest punct. Da. L-ați citat deja pe Socrate, îl reamintim și pe Platon, evident, cu dialogurile pe care el le-a scris, le-a pus în scris. Avem aici primul volum din noua integrală a lui Platon, realizată în curs, de fapt, de realizare de către Andrei Cornea. Este o operă semnificativă. După 50 de ani aproape de la precedenta ediție, domnul Cornea s-a reapucat să traducă și să facă exegeza acestor dialoguri. Deci aș vrea să ne oprim asupra acestui moment. Da. Socrate, respectiv Platon, dialogul oral, dialogul scris, ca totuși frontieră importantă în această dezvoltare despre care încercăm să vorbim azi. Dialogul oral mai întâi și apoi cel scris, pentru că toate textele lui Platon vin în arriergarda, nu în avangarda acestui tip de relaționare care este dialogul, chiar dialogul pe temă culturală. Este foarte potrivit să plecăm de la Platon, pentru că dialogul ca gen al culturii se articulează odată cu dialogurile platoniciene, ceea ce nu înseamnă că nu a fost folosit dialogul și în chiar scrieri, în opere anterioare clasicității grecești. Adică chiar și în epopei, să spunem, la Homer și așa mai departe. Și chiar înainte de Homer, în texte anterioare, în epopea lui Gilgamesh, dar nu atât în epopei, pentru că epopea este totuși un gen al eposului și al prezentării potrivit logicii narrative a unor fapte eroice, cât, de pildă, în texte de genul Plângerile profetului Ipuver sau Învățăturile regiului Mericare din Egiptul Antic sau chiar în texte de pe tăblițele din Sumer, care au fost descoperite în ultimele două secole și care demonstrează existența, utilizarea dialogului în texte literare sau de tip literar. Noi astăzi le numim, în modernitate le numim literare, nu erau literatură în epoca respectivă. Ca să nu mai vorbim în antichitatea greco-romană de teatru, bineînțeles, care de deja teatru. Este un gen literar bazat pe dialog. Dar să revenim totuși la Platon, la filozofie, care propune un anumit tip de dialog. Un anumit tip de dialog care este acest dialog maieutic sau care are la bază maieutic. Mai precis, maieutica înseamnă încercarea de a extrage adevărul din structurile de ființă ale celuilalt sau cel puțin din structurile de conștiință, pentru că avem un câmp larg de ascultători și pentru unii termenul de ființă s-ar putea să fie ori neîntemeiat, ori sensibil. Deci maieutica reprezintă acea metodologie prin care Socrate încerca să-i demonstreze interlocutorului său faptul că adevărul se afla deja în el însuși, numai că era ocultat. Înainte însă de textul platonician și înainte de acest excepțional exemplu de punere în act a gândirii lui Socrate de către ucenicul său Platon, dumneavoastră... Spre folosul viitorului, trebuie să subliniem asta. Bineînțeles, nu conștiința viitorului și a perpetuării. Și a fost structural pentru cultura europeană, de fapt, acest imens proiect platonician de discursivizare a gândirii lui și de înscenare, de dramatizare a gândirii lui Socrate. Dar înainte de asta, în aceeași Grecie clasică, dumneavoastră deja ați menționat, este teatrul. Când ne gândim la teatru și vrem să vorbim despre dialog, trebuie să avem în vedere faptul că există în tragedia antică un dialog între corifeu și cor, între liderul corului și corul însuși sou între cor pe de o parte și erou de cealaltă parte, și acest dialog este dintre cor și eroul care suferă, este pentru mine un exemplu strălucit al faptului că dialogul a reprezentat fundamentul reflecției și al meditației, pentru că tragedia antică de fapt reprezintă acest caz excepțional al reflecției asupra condiției umane. Înainte de a ca omul european sau occidental să scrie tratate cu privire la condiția umană și la adevăr și
căutând de toate marile răspunsuri la marile întrebări, el a dialogat pe seama marilor dimensiunii fundamentale, dimensiunilor fundamentale, a dimensiunilor definitoare ale ființei și ale existenței și ale destinului. Cu alte cuvinte, vedeți că dialogul a reprezentat fundamentul gândirii înainte chiar de Socrate, numai că la Socrate și la Platon este vorba de ceva particular, și anume, la Socrate și în dialogurile platonicene este observabil caracterul agonal al gândirii. Gândirea însăși are această particularitate, și anume că ea caută multitudinea de aspecte și de fațete ale obiectelor sau ale fenomenelor sau ale proceselor sau ale ideilor, le caută punându-se pe ea însă și într-o tensiune care, pe care o suportă cu anumită dificultate. Să reluăm și etimologia lui agonal, de la agonas, nu? Am mai precizat-o în emisiunea noastră pe o altă temă. Mm-hmm. Deci agonas înseamnă și luptă, înseamnă și tensiune, înseamnă și agonie, înseamnă și confruntare. Da. Deci este un cuvânt cu sensuri extrem de și largi atunci, și de atunci, diverse. Între caracterul dramatic al cunoașterii, inclusiv al cunoașterii din experiențele vieții în tragedie, și caracterul agonal al gândirii se află dialogul de care s-au servit atât tragedia cât și dialogul platonician și care demonstrează... Dar și comedia, să nu uităm nici pe comedia, ea, bineînțeles, la Aristofan și poate chiar înainte de Aristofan, în Patrio Homeomahia lui Homer sau atribuită lui Homer, iată cum, deci, dialogul constituie formele primare, originare ale culturii europene. Aș insista puțin asupra acestui fapt, l-am mai menționat, dar cred că este important că dialogurile lui Socrate cu discipolii săi, știm bine în ce context, peripatetizând, au fost totuși orale. Da. Deci Socrate era la stadiul la care considera comunicarea orală ca fiind fundamentală, iar Platon, cum spuneam, a preluat această materie ca discipol al maestrului, bineînțeles, și l-a pus în scris pentru a fi prezervate. E importantă această succesiune, cred. Bineînțeles. Poate că în dialogurile platonicene trebuie să știm să citim, pe de o parte, o adecvare a genului filosofic, adecvare operată de către Platon, de către discipol, la temperamentul lui Socrate, care era un temperament eminamente colocvial. Socrate nu a scris, ca și Iisus Hristos. Da. Asta e o observație și ca Buddha. Ce esențială observație, Care a fost făcută de mult timp deja. Apoi, este o adaptare și la experiența existențială a lui Socrate, care comunica cu propriul daimon și spuneam că trebuie să învățăm să citim în dialogul platonician și în practicarea acestui gen la originile filozofiei europene, să învățăm să citim dialogul dintre Socrate și vocile lui interioare. Absolut. Este acest Steiner... Începutul dialogului interior, o expresie extrem de potrivită. Steiner ar numi această simfonie ideatică din mintea lui Socrate, pe care a înscenat-o Platon, ar numi-o monolog polifonic. Și lui Platon îi revine meritul de a fi înțeles că cel mai adecvat gen pentru gândirea lui Socrate nu este tratatul filosofic și nici măcar rostirea apoftegmatică, deși este folosită adesea în partitura lui Socrate din dialogurile platonicene, rostirea apoftegmatică pe care o întâlnim înainte de Platon la presocratici, la orfici, în filosofia orficilor, la Musaios, la Epimenides, la Ferechides, la ceilalți. Deci trebuie, pe de o parte, să vedem temperamentul lui Socrate, care e colocvial, pe de altă parte, particular specificul existențial și al conștiinței lui Socrate, care dialoga cu propriul daimon, deci vocile interioare ale lui, apoi acest gen de disputatio, care se practica în retorica antică și care avea să se practice după aceea până foarte târziu în Europa cultă, o disputatio academică ce avea să exceleze în Evul Mediu. Noi avem impresia că Evul Mediu a fost, până la Renaștere, nu noi. Bun, există acest clișeu, mulți perpetuează acest clișeu, inclusiv absolut dintre intelectuali, e o probă de ignoranță imensă. Avem impresia că Renașterea este cea care, doar pentru că ea însăși s-a autointitulat Renaștere, ar fi redescoperit clasicitatea. Clasicitatea nu a murit și o probă este chiar preluarea acestui tip de disputatio din antichitate, care în Evul Mediu este adusă la rafinament, dacă vreți, sau la performanță, la excelență, la rafinament, va fi adus disputatio în saloanele franceze. Uh-huh. Și acela este un rafinament, aceea este o formă de barochizare a vechii disputatio, a acestui agon care vine din dialogul platonician. O instanțiere a vocilor rațiunii ar trebui să vedem în dialogurile lui Platon, instanțiere în sensul în care ele primesc o înfățișare. Ele se numesc Ion, se numesc Alcipiade, se numesc Hipias, se numesc Fedon și așa mai departe. Dar Europa modernă, vedeți, a
pierdut această tradiție într-o anumită măsură, sau, dacă vreți, tratatistica este aceea care în filosofie a devenit genul privilegiat. Sufocând această dimensiune și acest traseu, practic, dialogic. Ar trebui să ne întrebăm... Sufocându-l pe o anumită perioadă. Nu se știe dacă nu va renaște, totuși. Probabil e simptomatic. Da, simptomatic. Probabil au fost simptomatic. Chiar în secolul 20 cărți de filozofie bazate pe dialog. Da, da. Și pe dialog chiar interdisciplinar între filozofi, oameni de știință și așa mai departe. Și sunt cărți excepționale de dialoguri. Permiteți-mi să împărtășesc din propria experiență de lectură. Mi se pare că Încercarea labirintului, în care Mircea Eliade răspunde întrebărilor lui Roche, care sunt și ele foarte inteligente, dar acea carte este de o frumusețe a ideii și de o claritate cum numai la clasici o găsești. Mă bucur că mi-aduc aminte acum noțiunea aceasta a clasicilor, pentru că Bunăoară de la Goethe ne vine, poate cartea paradigmatică de dialoguri, nu Convorbirile cu Eckermann, în care, exact, sigur, din care învățăm nu doar eleganța salonardă franceză, acum nu vreau să polemizez cu spiritul francez de finețe, dar în care învățăm și eleganța spiritului, care e mai mult decât eleganța salonardă, de care se temea foarte mult un spirit francez superior, care este unul dintre modelele mele, și anume Chateaubriand. Contele de Chateaubriand, care se temea de dialogul la care era obligat în saloanele franțuzești, dar care în tot ceea ce a scris a demonstrat că el depășea cu mult acel esprit de finesse în care străluceau înainte cu un secol Diderot și D'Alembert, enciclopediști în general. Am evocat în această emisiune prima traducere integrală a Memoriilor de dincolo de mormânt ale lui Chateaubriand în compania reputatei traducătoare Marina Vazaca. Da, la editura Vremea. Fac o paranteză de promovare a acestui act cultural extraordinar. Faceți foarte bine. Da. Prin asta, mai ales că trebuie anunțată, nu s-a bucurat încă de recepția pe care o merită această traducere premiată integrală. Premiată de Academia Franceză, da, premiată de Uniunea Scriitorilor din România, deci deja să sperăm că va ajunge și la un public cât mai larg. Și că va forma generațiile tinere, pentru că acolo este un model, dincolo de genul creștinismului, deci, care rămâne, bineînțeles, rămâne o capodoperă. Capodoperă, dar, bun, noi suntem obișnuiți cu literatura creștină și despre creștinism s-au spus lucruri fundamentale și în alte cărți, iar în genul creștinismului există și lacune, nu cunoștea ortodoxia, ea a fost, cred că e mai mult menționat gnosticismul decât ortodoxia de către Chateaubriand în genul creștinismului, dar nu e de vină Chateaubriand că nu-l cunoștea sfinții ruși din epoca lui, că erau vreo câțiva, nu? Dacă ar fi să ne gândim doar la Serafim de Sarov, și nu e vina lui că nu cunoștea Filocalia, care fusese publicată de câteva decenii, chiar în contemporanitate, era tânăr Chateaubriand la Veneția. Însă, Memoriile de dincolo de mormânt, eu cred că ar putea reprezenta un fundament pentru generații tinere ceva mai înțelepte decât cele ale ultimelor decenii. Mă refer și la cultura română și nu doar la ea. Din antichitate, o carte de dialoguri excepțională, Aulus Gellius, o carte care nu mai prea este citită, nu este nici măcar citată, Nopțile Atice. Eu obișnuiesc să spun despre această carte că este cea mai frumoasă carte plictisitoare dintre câte s-au scris vreodată. Este scrisă într-o epocă de final de antichitate, de clar obscur, dacă vreți, elenist, dar care arată subtilitatea la care a ajuns arta colocviului la sfârșitul antichității. Cartea lui Iov, în mod egal, deși acolo nu e atât dialog, ci o sumă de soliloquii care și-a trebuie menționată. Vom atinge și aceste puncte. În orice caz, graficul acesta al evoluției, să spunem, dialogului în cultură, în spiritualitate, în filozofie, pe care ne l-ați prezentat, este esențial. Sper ca telespectatorii noștri să-l fi urmărit cu atenție și să desprindă elemente de reflexie personală. Ca să încheiem totuși pentru moment capitolul filozofiei antice, o întrebare am să pun așa, ca de la o generație mai avansată la una mult mai tânără. Dialogurile lui Platon sunt o lectură actuală, domnule Bambulea, nu? Și pentru oameni tineri. Deci sunt o lectură inepuizabilă. Ca și clasici, da, în general ca și clasici. Când mă refer la clasici, nu folosesc noțiunea aceasta afectiv. Nu vreau să spun că moderni, nu vreau să reeditez Eterna Querelle des Anciens de modern, ci vreau să folosesc noțiunea de clasic chiar în sensul iarăși etimologic. Clasicus este cel care aparține prin chiar natura lui, prin ereditatea lui, dar aici culturală, nu biologică, prin ereditatea lui unei clase superioare. El nu este nici un venetic, nu este nici metec, nu este nici un vizitator care să bavardeze și care să bovarizeze prin cultură, dar în același timp el nu este nici un
Nu se perimează pentru că Classicus are în el ceva din perenitatea substanței culturii și în acest sens vreau să spun că dialogurile platonicene sunt clasice, ele sunt structurale pentru orice tip de conștiință culturală, pe de o parte, pe de altă parte, cred că sunt o propedeutică, adică o introducere, o pregătire foarte eficientă la ceea ce înseamnă dialogul cu sine. Absolut. Vă propun să trecem mai departe, pentru că mai avem niște trepte de urmat și să ajungem la Evanghelie. Mântuitorul Iisus Hristos, domnule Bambulea, este un propovăduitor și un practicant al dialogului. Asta este vizibil, este fundamental și cred că trebuie să ne oprim și asupra acestui capitol sau subcapitol al discuției noastre. Mântuitorul nu-și concepe altfel misiunea pământească, ca fiul al lui Dumnezeu, atenție, decât sub forma aceasta a dialogului. El nu, sigur, predică, dar el nu perorează ex catedra. El dialoguează cu toți, cu toate tipurile de oameni, și cu toate tipurile de alt neam sau de neamul lui, din toate categoriile sociale și așa mai departe. Aici aș vrea să ne oprim puțin, pentru că este un moment esențial. Totuși, așa de aici este, pornește și viziunea creștină asupra dialogului și importanța dialogului. Mă bucur că deja am menționat cartea lui Iov. Între Iov și Hristos există mai multe legături, unele de imens adâncime teologică, dar dumneavoastră deja ați observat că, desigur, Hristos și predică. Probabil cele paginile de excelență, acum să privim Biblia și din punct de vedere cultural, cum ne-am învățat să o facem Northrop Frye, bună oară, nu? Marele Cod și Biblia, și cultura europeană a demonstrat, el nu stă doar pe Homer, stă și pe Biblie sau cultura occidentală în genere. Deci să vedem, să remarcăm faptul că excelența literară a Evanghelilor poate că stă mai degrabă în exortație, în rugăciunea lui Iisus din grădina Ghețimane, în rugăciunea arhierească, dar care este tot un dialog, pentru că este dialogul cu Tatăl, și în dialogul implicit, ceea ce s-ar putea spune, în orice caz. O formă de la distanță implicit, cel puțin, pentru că era și explicit acolo, pentru că nu lipsea niciodată Tatăl din... Da, nu lipsea răspunsul, replica. Nici răspunsul, pentru că Hristos însuși era a doua persoană a Sfintei Treimi, cum ar spune Irineu de Lyon, Dumnezeu este nevăzutul Fiului, Tatăl este nevăzutul Fiului, iar Fiul este văzutul Tatălui. În sensul în care ceea ce nu vedem noi din Hristos întrupat sau trebuie să știm să vedem este divinitatea însăși, iar ceea ce nu vedem din Tatăl este umanitatea lui Hristos, adică este faptul că noi înșine, oamenii, suntem chip al lui Dumnezeu. Dar revenind la Evanghelii, despre care doriți să vorbim puțin din perspectiva aceasta a modului în care dialogul apare în Evanghelii și în general în Noul Testament, într-adevăr, este remarcabil faptul că vorbim despre dialogul în cuvânt, despre cuvântul în dialog, pentru că dacă Hristos dialoguează, cuvântul dialoguează, nu? Hristos este cuvântul lui Dumnezeu și aici dialogul se află în elementul său, folosesc noțiunea aceasta, filosofic. Este dialogul genuin, dacă vreți. Există câteva dialoguri remarcabile, inclusiv literar, dar nu doar literar, între Hristos și câteva persoane sau personaje din Noul Testament și din Evanghelii. Cred că cel mai edificator și cel mai de adâncime este acela dintre Hristos și Nicodim, noaptea de pe acoperișul casei. Ucenicul ascuns. Ucenicul din ascuns. Devine poate chiar adevăratul ucenic al lui, care nu s-a îndoit niciodată de el. După aceea este dialogul poate cel mai spectaculos dintre Iisus și femeia cananeancă. Exact. O să îmi permiteți să mă opresc pentru că am coincis în această opțiune și chiar vă propun să-l citim. Pentru că este emblematic din multe puncte de vedere și este suficient de scurt ca să-i putem dedica 2-3 minute. Deci, din Evanghelia după Matei, capitolul 15, și ieșind de acolo a plecat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi, ieșind striga zicând, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau, zicând, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind, s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis,
O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Suntem în fața unuia din dialogurile pur și simplu emblematice și fondatoare așa din, este, așa din este. Noul Testament. L-am citat deja pe Steinhardt în cartea lui de omilii pe care le-a rostit la Rohia când era monah acolo. El, în cartea lui există și un comentariu la acest pasaj evanghelic și Steinhardt, cu spiritul lui totodată de convertit, deci un spirit veritabil, religios, și dar în același timp și cu spiritul lui juridic de doctor în drept constituțional, face o analiză excepțională acestui dialog, care este agonal în sensul iarăși al etimonului, adică este o confruntatio aici și o disputatio de perspective din care nu lipsește nici fermitatea nici a lui Hristos, nici a femeii, mamei aflate în suferință, dar nici umilința. Este de o puritate acest curaj al ei, un sfânt curaj care vedeți că l-a impresionat pe Hristos însuși. Eu mă gândesc apoi și la dialogul de la fântână. Dialogul cuprinde și un pasaj între el și ucenici. Deci este un dialog al lui, de fapt, cu două interlocutori. Da, și apoi mai este dialogul dintre Iisus și, poate cel mai trist din Noul Testament, dintre Iisus și Pilat, care are un sfârșit brusc în care Hristos refuză să mai răspundă oricărei întrebări, pentru că răspunsese întrebării fundamentale. De fapt, ultimul răspuns este tăcerea lui Hristos, ce este adevărul, întreabă Pilat și Hristos nu răspunde pentru că întrebarea fusese pusă greșit, și asta înțelegem din tăcerea care se așterne peste întrebarea lui Pilat. Adevărul nu este un ce, este un cine, și se afla în fața lui Pilat. Și înțelegi din urma, cum ar spune Derrida, nomina odiosa dintr-un punct de vedere, dar aici ne oferă un instrument bun de analiză, din urma, din tăcerea din text, din diferența aceea, înțelegi care este răspunsul lui Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Bulgakov junior, deci nu teologul, nu Serghei, Mihail Bulgakov avea să repete cumva gestul literar al lui Dostoievski și să scrie și el o legendă, dar nu a marelui inchizitor, ci o legendă lui Pilat. În Maestrul și Margareta se află un poem al lui Pilat care pleacă de la acest dialog, am spus, cumva trist, dintre Iisus și acest guvernator care pare a fi plecat din părțile Pontului. Apoi mai este și dialogul ultimul din timpul vieții lui Hristos, anterioare învierii, prepascale, dintre Hristos și tâlharul de pe cruce. Care este, în egală măsură, un exemplu de dialog ultim, pentru că acolo, realmente, dialogul traversează lumile. Din nou fac o trimitere către literatură. Matei Vișniec are o piesă dramatică de mici dimensiuni, care se numește Păianjenul în rană, și în care cei doi tâlhari, de-a dreapta și de-a stânga, discută cu Sfântul dintre ei, cu Dumnezeul dintre ei, invitându-l a face o minune și văzând că nu este în stare, în cele din urmă îi cuprinde mila. Un păianjen se pune în rana ca și o muscă care ar deranja un moment în care nu e potrivit să fie acolo. Un păianjen ajunge în rana lui și, fiindcă ei sunt răstigniți, ca să împingă acea insectă din rana lui Hristos, încep să scuipe spre el. Și dialogul aici ajunge la ceva existențialist, nu existențial, existențialist și expresionist, ajunge numai o tăcere ca să îl salveze pe Hristos de acea insectă, ei scuipă trupul hristic. Este un paradox acolo, care arată însă ceva care cred că trebuie menționat. M-am amintit odată numele piesei, sinceră să fiu, nu știu. Facem un salut lui Matei Vișniec. Da, ce da. Subtilitate absolut, teologică absolut. Inclusiv da. În această da. Piesă. Deci, cum se numește? Păianjenul în rană. Chiar o să ținem cont, asta, poate că, da, îl invitați poate că să o citim despre sau asta. Îl invităm, îl avem de mult în plan pe Matei Vișniec. Mai ales că această piesă și ca multe altele, cuvintele lui Iov, la fel, excepțională, tot a lui Matei Vișniec, această piesă demonstrează care este destinul etic al unei structuri estetice, adică destinul etic al teatrului absurdului. Uh-huh. Matei Vișniec este cel care ne demonstrează că Ionescu nu este absurd. Absolut. Ionescu însuși nu era de acord cu această etichetă. Da, a contestat-o toată viața.
Da, știa și nu el mult mai bine. Și nici măcar Beckett, este ceva acolo de ordinul unor neliniști fundamentale pe care le avem cu toții, chiar dacă nu avem geniul de a le verbaliza sau de a le estetiza precum acești imensi scritori. De exemplu, dialogul soților Martin din Cântreața Cheală, apropo de dialog, arată că dialogul ajunge și la forme patologice sau că dialogul exprimă patologii adesea și există forme patologice ale dialogului, iar una dintre ele, cu riscul deja de a patina puțin la pe subiect, conducător, nicio grijă, dar încredere. Spuneți că e prea interesant. Am încredere desigur. În luciditatea dumneavoastră și în atenția dumneavoastră. Deci, cu riscul de a patina, fac o paranteză referindu-mă la o formă patologică a dialogului care este flecăreala, care este pălăvrăgeala, vorbăria sau vorbăraia, adică forma căzută. Marea trâncăneală, cum își numește Mircea Urbulescu, o carte celebră despre Caragiale. Și cu o sintagmă. Da, foarte... și cu o sintagmă tare. O sintagmă care ne trimite la esențe, marea trâncăneală, adică această lume a caprițului și a ambâțului și a interesului. Și a lipsei de conținut. Și a lipsei de conținut în care forma devine până undeva și o formă soteriologică. Flecăreala sau trâncăneala este și o formă de salvare tocmai din inconsistența cotidianității. Prin termenul de cotidianitate, bun, eu pot să deschid acum discuția către Martin Heidegger, care a analizat flecăreala și care, în așa zis, în analitica existențierilor, nu contează această sintagmă foarte pretențioasă, doar pentru filozofii care ne urmăresc eventual, el a arătat că Dasein-ul, că ființa care există aici și acum, să spunem eu însumi, conștiința mea care este în timp și în materie, decade din marile categorii, cum este cuvântul, în variante factice, în variante inconsistente. Neautentice, în inautentice. Fond, pentru că totuși autenticul este cel care hrănește orice fel de situație, orice fel de trăire, orice fel de concept, nu? Și noi cădem în inautenticitate atunci când cădem din cuvânt, din logos, când cădem în acest verbiaj pe care îl practicăm cu toții în cotidian. Vom reveni chiar asupra acestui lucru, dar revenim acum la moștenirea nouă testamentară și la succesiunea epocii creștine, domnule Luigi Bambulea, pentru a ajunge la un alt reper fundamental al acestei coordonate și anume la Sfântul Augustin, care în secolul 4, 4 spre 5, în fine, întemeiază un nou capitol în ceea ce privește tema largă a dialogului și anume fundamentează ca gen aproape dialogul interior. În confesiuni pe de o parte, dar mai ales în această carte, lucrare mai precis, intitulată Soliloc Vii, mai puțin cunoscută, aș îndrăzni să spun, aici o avem într-o ediție de la Humanitas din anul 1993, țin să subliniez cum apăreau cărțile atunci, oricât de valoroase ar fi fost ele, așa, și cum apare în 2021 noua ediție Platon. Aici am făcut o paranteză referitoare la dezvoltarea și rafinarea ofertei tehnice editoriale și calității editoriale în România. Soliloquiile Sfântului Augustin sunt întemeierea dialogului interior într-un mod extrem de interesant și de clar, aproape programatic. Și aș vrea să vorbim despre dialogul interior ca dimensiune, ca ramură a dialogului în orizont creștin, evident. Da, mă bucur că folosiți acest atribut, Sfântul. Vedeți că domnul profesor Eugen Munteanu, care este traducătorul principal al lui Augustin în limba română, a argumentat în favoarea înlocuirii noțiunii de fericit cu aceea de sfânt. Sigur, noi în Ortodoxie am obișnuit să îl denominăm prin apelativul fericitul, însă, sau atributul fericitul, asta pentru că există unele rezerve privitoare la doctrina lui Augustin, dovadă stând chiar caracterul de maestru al lui Augustin pentru Luther, pentru reforma lui Martin Luther. Tot așa, cu privire la Ieronim avem unele rezerve, dar, revenind la ceea ce spuneți dumneavoastră, la soliloquii și la confesiuni, fără îndoială, Augustin este paradigmatic. Nu este tocmai primul care să practice genul soliloquiului și revin la cartea lui Iov, care, ca și Augustin, face parte tot din epoca elenistică, însă este ceva cu câteva secole anterioare, elenismul s-a subîntins pe mai multe secole. Cartea lui Iov nu e atât de veche cât
pretinde a fi. Ea se știe că este o redactare de secol, în principiu, 3 înainte de Hristos, 4-3 înainte de Hristos, context elenistic, poate chiar alexandrin, unde nu în Alexandria exista o comunitate, o diaspora iudaică destul de puternică și care avea destule legături directe cu biblioteca din Alexandria, deci cu o tradiție filologică deja destul de bine constituită a homerizilor și a exegeților lui Homer. Deci, contact cu filologia antică. Înainte, deci, de Augustin, în cartea lui Iov avem solilocvii, pentru că toate intervențiile lui Elifaz din Teman, Bildad din Shuah și cine mai era, Elihu acolo, sunt țofar din Amah și Iov însuși sunt și Dumnezeu după aceea, unde erai tu când am întemeiat eu pământul, când am legat cataramele Orionului și așa mai departe, sunt de fapt niște solilocvii. Însă, Augustin este retor. Meseria lui chiar este aceea și pregătirea lui academică, să ne exprimăm în limbaj modern, este aceea de orator, de retor, și el a pus, după convertirea lui, datorită lui Ambrogio de Mediolanum, el a pus în serviciul credinței lui toate resursele și ale culturii antice pe care le asimilase și ale propriului geniu și ale forței lui interioare, are o energie extraordinară. Vedeți, spune Cioran că modernitatea începe cu doi mari isterici, Luther și Don Quixote. Eu aș spune mult mai departe, începe nu cu un isteric, începe cu un individ hiperlucid care este fericitul Augustin și care în confesiuni deja deschide un dialog cu Dumnezeu, pentru că e remarcabil faptul că această carte fondatoare și ea pentru cultura occidentală este redactată la persoana a doua. Și din tăcerile din spatele cuvintelor lui Augustin, ca și din tăcerea lui Iisus în fața lui Pilat, înțelegem și răspunsul și parcă mai prezent este Dumnezeu în dialogul din confesiuni decât eul lui Augustin, cu atât mai mult cu cât Augustin își deconstruiește constant eul. Nu doar în sensul în care se autocritică și în care își face realmente analiza interioară până acolo unde aproape aș spune că epuizează modernitatea. Eu nu văd nimic nou la Proust pe care să nu-l găsesc deja în antichitate în confesiunile lui Augustin. La fel în solilocvii, să revenim la cartea pe care ați prezentat-o, ceea ce e remarcabil, dincolo de substanță, de tematica care este acolo, este faptul că dialogul atinge o prezență, este învățătorul interior. Și iarăși vă întrerup cu scuzele de rigoare pentru a cita incipitul acestei scrieri, care explică multe și asupra căruia o să vă rog să comentați, să insistați după aceea. Deci, capitolul 1 din Solilogvii, într-o singură ediție, dacă nu mă înșel până acum, începe așa. În timp ce îmi frământam mintea îndelung cu multe și felurite probleme și de zile întregi încercam să mă analizez pe mine însumi și să aflu partea cea bună din mine, în timp ce mă tot întrebam ce rău ar trebui să evit, mi s-a adresat deodată cineva din mine sau altcineva din afara mea, ori din lăuntrul meu, nu știu, fiindcă eul meu este cel pe care mă străduiesc din răsputeri să-l cunosc. Prin urmare, el este cel care îmi vorbi astfel și apare un dialog între rațiune și Augustin. Rațiunea, iată, presupune că ai aflat ceva. Cui îi vei încredința cele aflate pentru a merge mai departe la altele? Augustin răspunde, memoriei, bineînțeles. Rațiunea, oare este ea atât de bună încât să păstreze exact cele cugetate adânc de tine? Augustin răspunde, este greu să le păstreze sau mai bine zis, nu se poate. Rațiunea, rezultă de aici că va trebui să le așterni în scris. Însă cum faci, fiindcă sănătatea ta nu-ți mai îngăduie efortul de a scrie și nici să le dictezi pe toate acestea, iarăși nu se poate, fiindcă ele impun o singurătate totală. Răspunsul lui Augustin, ai dreptate, dar pur și simplu nu știu ce să fac. Și în sfârșit răspunsul rațiunii, roagă-te mai bine pentru sănătate și ajutor ca să poți ajunge în sfârșit la cele râvnite și încredințează lucrul acesta scrisului pentru ca să devii mai cutezător măcar prin creația sa. Așa voi face. Este răspunsul. Da. Și asta se întâmplă mai departe. Începe o foarte lungă rugăciune, da. Iar Goethe... lucrarea e presărată de asemenea dialoguri între Augustin și rațiunea sa. Goethe ar spune prolog în cer, este prologul în cerul gândirii, nu? Acest preambul, acest incipit al solilocvilor. M-ați invitat să comentez foarte sumar două aspecte sau trei, vă o să le surprind. Primul, trebuie să remarcăm faptul că este de descendență platoniciană prin următoarele elemente. Odată este dialogul cu Daimonul, care aici este însă dialog între
ceva și rațiune, cine se adresează rațiunii. Deci ceea ce ne semnalează aici Augustin este că în mine este o voce mai adâncă decât mine, este chiar o afirmație a lui din Confesiuni, și acolo aici ajungem în zona pneuma, în zona Duhului. Duhul este mai profund decât sufletul și stă dincolo de relația dintre trup și suflet. Apoi trimite în mod subtil sau poate chiar și involuntar, însă nu ne evident astăzi, la mitul lui Teut din Naucratis al lui Platon, care menționează rezervele pe care le-a avut cultura umană la începutul scrisului, culturii scrise. Acolo este vorba despre suspiciune privitoare la consecințele pe care le poate avea trecerea de la o cultură eminamente orală la o cultură care să aibă suport și care să perpetueze prin literă ideea, gândirea. Principalul argument este că oamenii din dialogul lui Platon, din acest mit al lui Teut, argumentul este că oamenii își vor pierde memoria. Dimpotrivă, vedeți, Augustin restabilește memoria, face apel la memorie și acesta este un capitol fundamental și amplu despre care s-au scris teze imense, și anume acela al memoriei la Augustin. Un alt aspect, deci am făcut relația cu Platon, am arătat și că aici fundamental este că el presupune existența unei voci mai adânci decât rațiunea, da. Și modernitatea are multe de învățat de aici. Un alt aspect, pe când înfrământam gândirea, este acest... Subliniez că ediția este bilingvă, de altfel ca și Platon, da, și ca, da, multe ediții de autori antici de la Humanitas care fac acest, deci, lucru poate și verifica, este foarte important. Se poate verifica, da, în original. Da, da. Este începutul introspecției, da, și a lungii cariere a introspecției, care va ajunge în secolul XIX și mai ales în secolul al XX-lea cu Proust, cu James Joyce și cu alții la excelență literară. Și nu doar introspecția, ci și proza de analiză interioară în genere, nu doar autointrospecția și literatura subiectivă, ci și literatura realistă, pentru că prin Dostoievski și prin unii francezi, prin Guy de Maupassant și prin alții, și realismul ajunge la adâncimi, la abisuri, Emil Zola, Emil Zola și alții. Da. Ei bine, aici, deci la Augustin, avem această, vedeți, e multidimensional incipitul pe care dumneavoastră căruia i-ați dat citire și ne permite încă o dată să vedem ce legături strânse sunt între, pe de o parte, fundamentele creștinismului și epocile anterioare și, pe de altă parte, între fundamentele modernității și creștinism, da, și cultura însăși, de fapt, este conversație neîntreruptă, sau cum cred că i-a spus domnul Patapievici, este un dialog peste epoci, dar ideea a avut-o deja în conversațiile cu Eckermann Goethe. Goethe își imaginează, nu, acel platou supratemporal în care pot să discute autori care nu s-au întâlnit niciodată și din secole diferite, Hristos și Buddha, de pildă, sau Platon, Socrate și Augustin. Știți cum ar numi în cultura română, ca să facem o trimitere și către cultura noastră, acest tip de dialog între mine și mine însumi, Cantemir? Gâlceavă și județ. Nu? Da. Gâlceava și județul sufletului cu lumea, a sufletului cu trupul și absolut, a înțeleptului, da, cu lumea. Sigur, sigur. Deci, foarte bună analogie. Pentru foarte că bun. Vedem în felul acesta că și la originele culturii române culte, nu orale, că cultura română nu datează doar din secolul 17 sau 18 cu Cantemir, și la începutul culturii române în sens modern avem, iată, utilizarea dialogului, chiar a dialogului cu sine însuși. Acum, e adevărat că domnul Mihai Șor a dat o expresie atât de frumoasă în limba franceză, fiindcă această carte a lui despre dialogul interior a apărut în Franța, cam în anii în care și Cioran se lansa în Franța, nu? Deci avem, iată, doi filosofi români care la Gallimard și la câteva alte edituri de prestigiu din Occident, în anii aceia introduceau, inserau cultura română într-un dialog cu filozofia universală. Și dialogul interior este cu tânărul prieten, fiindcă și dumneavoastră vorbeați de dialogul dintre generații, dialogul cu tânărul prieten, Toma Pavel, ca să-l cităm și pe dumnealui, da, un sigur, imens intelectual și un spirit atât de fin și care știe practica dialogul, mai ales pentru că dumnealui, domnia sa, are o formație umanistă franceză, nu, a și predat la Chicago limbă și literatură franceză. Deci, domnul Șora, ca să revin, am făcut o frază mai lungă, a dat o expresie foarte frumoasă acestui tip de
raportare la vocile interioare sau între vocile interioare. Domnia sa, domnul Șora, a trecut și prin neotomism, dar e adevărat că îl și citează pe Augustin și ajunge la această idee pe care este directoare pentru Augustin, a pedagogului interior. Ce descoperim în această confruntare dintre vocile interioare la Augustin? Da, este pedagogul interior, pe care în cele din urmă Socrate, înlocuind paradigma antică platoniciană, adică aceea a daimonului, Socrate o substituie cu Hristos, este vocea hristică din mine. Da. Domnule Luigi Bambulea, așa lucruri frumoase și frumos prezentate ne-ați oferit, încât putem să ne permitem, dat fiindcă timpul se strânge, să trecem printr-un racursii la modernitate și la epoca actuală. Țin foarte mult la opinia dumneavoastră referitoare la asta, pentru că ne-ați prezentat în cele ce ați spus evoluția cu dus întors, peste secole, peste epoci, foarte bine, încât să ne putem reprezenta, cum spun eu, devenirea, dezvoltarea, nu știu dacă cuvântul e just, a dialogului în paralel sau în contextul dezvoltării societății umane cu toate ramificațiile posibile. Facem un racursi și ajungem totuși în zilele noastre, în epoca mediatică întâi, acum postmediatică, tehnologică, și ajungem implicit la această, cum spun mulți, pierdere sau deteriorare a artei dialogului. Cum vedeți dialogul în zilele noastre, în societatea asta de care ați pomenit adineauri, și cum vedeți dialogul ca element deja, cred, care ar trebui reintrodus în educație, în educarea tinerilor generații care par totuși să piardă contactul cu esența acestei dimensiuni. Până când nu vor reveni în bibliotecă, nu vor învăța să dialogueze tinerele generații, și tare mi-e teamă că profesorii acestor generații trebuie să se reinstaleze iarăși ferm în bibliotecă. Dacă asistăm la o criză a instituției dialogului, aceasta are mai multe cauze. Una dintre ele este criza retoricii. Nu mai există retorică decât ca disciplină de studiu teoretic, dar nu mai există ca practică realmente. Există adevărat public speaking și debating și forme care provin din retorică, dar ele sunt practicate cu alte interese decât acela al autoformării. Un dialog substanțial nu vine decât, cum a spus la început, din tăcerile care sunt autoformative. Poate a murit o instituție și poate de aceea dialogul în epoca actuală nu mai are performanță și excelență. Poate s-a stins în mod cognitiv, un tip de a gândi, o forma mentis, care erau, stăteau în spatele ca structurii de susținere dialogului, așa cum era el practicat la Seneca, de pildă. Vedeți-l și pe Seneca, nu, scrisorile către Lucilius. Sigur, scrisorile către Lucilius. Unde își inventează propriul daimon, propriul colaborator, propriul interlocutor. Sigur, nu știm sunt dacă foarte a existat. Multe exemple. Lucilius, nu știm dacă a existat cu adevărat. Și gândurile către sine însuși ale lui Marc Aureliu, Marcus de asemenea. Și se poate totodată ca tocmai e posibil să existe și o deplasare de paradigmă. Vedeți, dialogul este logocentric. Postmodernismul a fost programatic antilogocentric, în măsura în care a fost și programatic anticreștin, dar acesta este un subiect paralel. Și creștinismul este logos, prin excelență, revelație însăși a logosului. Deci e posibil să fie și aici vorba și de un anumit destin al omului recent, care este antilogocentric, și să trebuiască să punem la baza crizei instituției dialogului opțiunea pentru forme complementare de dialog. Nu trebuie neapărat să ne grăbim să descurajăm, și privirea este un dialog, mângâierea este un dialog. A tăcea lângă cineva cu care reușești să fuzionezi la nivelul conștiinței este un tip de dialog. Poate trebuie să învățăm să dialogăm și dincolo de cuvinte. Este posibil că modernitatea aceasta atât de gălăgioasă și de guralivă să fi obosit cuvântul însuși. Eu când citesc jurnalul fraților Goncourt, descurajez. Văd atâta verbiaj, și acela cred că este exemplul, dincolo de tot ce e frumos acolo. Este un exemplu al verbiajului pe care saloanele franceze l-au produs. Poate că trebuie să reînvățăm să tăcem, și poate criza instituției dialogului astăzi ne învață să privim mai mult și să începem să resimțim la nivelul chiar epidermic prezența celuilalt. Prezența celuilalt și privirea lui sunt un tip de dialog. Da. Excepțională concluzie, excepțional epilog. N-aș încheia emisiunea, domnule Luigi Bambulea, înainte de a prezenta, așa cum promiteam la început, aici avem colecția acestei reviste pe care o editați la Cluj, revista Verso,
Bun, nu putem intra acum în detalii, poate cu altă ocazie, dar bănuiesc că fundamentul acesta intelectual al dialogului, revista Verso, rămâne valabil, nu? Și este la bază. Subtitlul acestei idei este acum Jurnal de Idei, în acestei reviste este Jurnal de Idei, însă în proiectul nostru era ca subtitlul să fie Verso, Jurnal de Idei în Dialog. Deci, impecabil, impecabil de mers. Sper, cum spun, să ne reîntoarcem asupra acestei publicații. Domnule Luigi Bambula, nu pot decât să vă mulțumesc din suflet pentru aceste atât de interesante lucruri pe care le-ați depănat așa cu un har aproape de povestitor. Le mulțumesc din suflet și celor care ne-au ascultat. Le mulțumesc celor de la Elite Art Gallery care ne oferă astăzi iarăși o expoziție foarte atrăgătoare. Și, ca de obicei, îndemnul meu este: reflectați și dumneavoastră asupra dialogului, asupra felului cum dialogați. Vă mulțumim pentru atenție, cu bine!